Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de SnowRunner, puțin mai atipic acest intro, ca să zic așa. Ne revedem cu o hartă în urmă, practic cu o regiune în urmă, British Columbia, băieți. Haideți să vedeți, noi acum în mod normal suntem în Scandinavia. Doar că am văzut acolo un comentariu, acum vreo săptămână în urmă deja a trecut și mi-a rămas în cap chestia asta. Noi nu acceptasem o misiune care a apărut, din păcate, este o prostie din punctul meu de vedere ce face SnowRunner-ul, că îți apar niște misiuni secundare aproape de final, când trebuie să faci o altă misiune apare asta și tu normal că te-ai uitat în mare parte cum îți eu, m-am uitat pe mapă, știam că am acceptat toate misiunile și nu mai așteptam să mai apară vreuna și mai ales că a fost băgat aici, lângă warehouse-ul ăsta și cum ții mapa, așa nu prea te uiți, că dai așa mare, repede, na. Mă rog, mi-a zis un abonat acolo că nu am acceptat misiunea Support Local Business, a apărut, cum v-am zis mai devreme, pe final. Am acceptat-o și am făcut-o, două metal beams-uri, parcă, sau unu, ceva de, nu, metal rolls-uri, mă scuzați, două metal rolls-uri pe care le-am luat deci de sus de la factory cu remorca albastră și le-am adus aici, plus două ciment. Aceste două ciment, acești doi paleți de ciment sunt problema, pentru că singura clădire, singura, nu știu, singurul factory de unde poți să iei ciment, este pe prima hartă, tocmai la acest factory de aici, mă băieți, și drumul este destul de anevoios, destul de greu, știți, pe aici, pe drumul acesta, cum laștin și așa mai departe, m-am dus de la garaj, am plecat până acolo, mă rog, am livrat metalsul și acum am ajuns cu cimentul și am zis să vă arăt și vouă că am terminat, să zic așa, oficial și această mapă am construit și ce-o fi asta, hală sau ce-o fi aici, mă băieți, voi îmi spuneți în rubrica de comentarii. Pentru că nu-mi place să las lucrurile neterminate, așadar acum în mod oficial este terminată și această hartă, această ultimă misiune secundară. Mă uit așa să văd dacă a mai apărut vreuna. Nu-mi place treaba asta, dacă vă place fiecare cu părerea lui, dar mie nu-mi place ca pe final să-mi apară așa brusc încă o misiune secundară și mai ales care a avut semnul ăla diferit. Știți că această hartă, această regiune British Columbia a venit cu un nou icon, ca să zic așa, de misiuni secundare diferite față de precedentele și m-a dat puțin peste cap încă de la început cei care urmăriți această serie. Noi o să revenim aici pe Mountain Ridge, băieți, pe Scandinavia, pe, cum scrie aici, Warstock, parcă ceva de gen Warstock, da? Alături de un invitat probabil sau singurei vom vedea într-o secundă pentru voi. După foarte, foarte multă vreme s-a întors fiul rătăcitor acasă, dacă putem spune așa. Salutare, Florin! Salutare. Cum era aia pe la istorie? A descălecat din nou, sau cum se spune? Cum vrei tu. A descălecat. Băieții, a revenit Florin după aproape, nu știu, 2-3 săptămâni, au trecut 2 săptămâni, nu? Da, nu pare, nu știu, nu e mai filmat cu șotez. Nu, am apucat să filmeze atunci când am filmat niște fast food cu porcușor, am apucat să filmez 2-3 cu porcușor, după am filmat 2-3 cu Ionuț. S-a terminat între timp, evident, și mapa precedentă și am intrat pe asta, Starthorn Generator. Să opresc și engine-ul ăsta, mă băieți, să mă mut dincolo. Mai avem de vorbit astăzi, nu e problemă, doar că vreau să începem cu misiunile. Prima dată, astăzi ne ocupăm de o misiune principală, cel puțin una o să încercăm să facem astăzi, Helping the Fisherman. Și aici se pare că avem treabă cu pescăria, cu pescarii și cu portul și așa mai departe. Trebuie să ducem niște consumabile la cabine, nu la cabine, cum se zic la alea, mă, părine? Căbănuțe. La căbănuțele pescarilor de pe malul râului. Trebuie să ducem două, una, două, vedem cum le facem. Iar între timp Florin pleacă să facă Accident Happen, o misiune, probabil o să facă mai mult de una, vedem cum ne încadrăm. Poate și eu fac a doua, nu știu. Deliver log trailer to the ranger trailer. Trebuie să vină în zona de log station. Practic e o misiune ușurică, mai ales că această mapă mie mi se pare ușurică în marea ei parte. Hai să pornim și beacon-urile. Bă, dar fii atent că stai și suspension mod pe care eu nu l-am folosit până acum. Și trebuie să craftăm consumabile, mă băieți. Să vedem unde le craftăm și ce ne trebuie. Doar fuel, asta e bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun. Hai să le încărcăm pe primele două. Și să vedem unde mi-a trebuie să... Mi-a făcut mașină. Ce? Mi-a pus mașina în funcțiune. Nu ți-ai pus mașina în funcțiune? Nu, că nu știu ce să te adom pe cum pe el. Nu știu nici eu. Eu oricum am mai multe, trebuie să revin de mai multe ore aici. Deci nu e grabă chiar așa mare.
Poate apucăm să le facem măcar pe astea două. Adică apucăm să le facem pe astea două, dar... Dacă m-am băgat și eu pe aici, poate mă răstorn. Așa de la prima... Primul... contact cu mapa. Am văzut acolo că s-au dezvăluit indicii despre următorul sezon din Snow, ai văzut? Da, a fost atent. Da, nici eu nu sunt atent, doar că mi-apare, nu știu de ce. Probabil postând Snow mi-arată clipuri de acest gen pe YouTube, știi, acolo recomandate. Din străinătate, evident că românii nu postează așa ceva. Am văzut? Nu. Și că s-ar putea să fie tot cu zăpadă. Așa ar fi normal, că e Snow. Da, chiar discutam, nu știu, pe clipurile precedente, parcă de treaba asta și mi-a dat și un abonat comentariu. Pe ce e o radiografie a tuturor mapelor care au avut sau n-au avut zăpadă. Un comentariu foarte pertinent. Bun. Am lăsat aici, băieți, primele consumabile. Mergem din nou, încărcăm și plecăm în altă parte unde trebuie să lăsăm la fel două. V-am zis că trebuie să facem drumul ăsta de câteva ori, dar nu e problemă. Asta este misiunea până la urmă, nu am ce să-i fac eu. Așa e făcută de la joc. Da, ziceau că o să fie cu zăpadă și ceva... Nu știu dacă de mining, de mină. Pentru că ei se luau după niște skinuri apărute pe camioane. Skinuri care până acum s-au cam regăsit în sezoane. Adică, spre exemplu, dacă acum a apărut un sezon cu ceva, nu știu, mud, cu... nu știu ceva, cu drilling site și așa mai departe. Următorul sezon fix așa a fost. Și acum ci că skinurile care au apărut între timp pe sezonul ăsta, Austria sau ce a fost ultimul? Da, l-am eu toate skinurile. Da, și mi-a arătat ăla niște skinuri acolo pe camioane care arată că o să fie cu zăpadă și parcă mining sau drilling ceva, nu știu sigur. Poți să te uiți tu la ce skinuri ai primit la ultimul sezon. Și ei după aia se luau. E cu mine, cu... de asta, platformă de furaj. Ai, vezi? Și nu era cu zăpadă? Ba da, cu pinguini. Ai, vezi? Uite. Aia arăta și băiatul respectiv. Deci s-ar putea să fie cu zăpadă și cu drilling, cum am avut și pe Michigan, pe prima hartă. Era în fața mea, nu știu unde ai dispărut. Poftim? Era în fața mea, nu știu unde ai dispărut, că chiar acum pe mașina cu care sunt antichim. Ai trecut pe lângă mine, că eu sunt băgat aici la... craftare. La warehouse-ul ăsta. Acum vin și eu spre tine că trebuie să livrez două în afara orașului, acolo vin în spatele tău. Poftim? A. Vorbeam cu Ana. A. Da. Acum... Eu am zăpadă momentan, dar știu că hărțile viitoare nu o să mai aibă. Austria, unde e Florin, nu are. Nu are. Și precedentele după Scandinavia? Nu cred că au avut. Cu Ahmat aia, sau cum se mai cheamă, nu cred că au avut. Nu cred că au mai fost de aici încolo zăpadă. E ultima cu zăpadă. Păi și asta, după ce termin asta, eu trebuie să cumpăr următoarea, nu? Da, North Carolina e următoarea pentru mine, care nu e. Că mă uitam acolo la cum trebuie să le cumpăr. Sezonul 12 trebuie să-l cumpăr separat și după mi-aș cumpăra ieri PES-ul. Ar fi cel mai rentabil. Da. Că asta închide, practic, ieri PES-ul 3, cred că, și n-am cum să cumpăr ieri PES-ul pentru un singur sezon. Și aș cumpăra sezonul ăsta 12. Cred că poate o să-l cumpăr chiar pe un live atunci când explorez a doua hartă aici, știi? Și... După când mă apropii de finalul sezonului 12, pentru că acum am văzut că sunt 4 hărți. Deci durează mai mult acolo, atunci să îmi cumpăr ieri PES-ul 4, cred că e. Care cuprinde restul sezoanelor. Da. Eu așa am gândit-o, acum să vedem dacă mi iese ce am gândit eu, dar eu n-am respectat punctele, mă băieți. O să ne băgăm pe străduța asta alaltă pe aici. Mama. Ajuns la biserică. Din Conjuring. Ce, te-ai răsturnat? Nu. N-am respectat diturul. Ah. Și am puțin intrat într-un mic căl. Trebuie să folosesc cui. Mhm.
Eu am ajuns și la a doua cabană. Da, da, am fost chestia asta. Ia să vedem pe unde este Florin. Aștept și cu punctele, dar e în zona asta cea mai urâtă. Cred că ăla e singurul detur care ar trebui luat de fiecare dată. Da, și nu l-am luat și a rămas suspendat. Da. Era să pățesc și eu, dar am dat cu spatele la timp. Ne punem înapoi. Nu, am dat cu spatele. Și a rămas suspendat. Bravo. Trebuie să ne întoarcem înapoi, băieți, la acel warehouse unde o să încărcăm ultimele două consumabile, să le livrăm la second fishing cabin și third fishing cabin. Nu faci de. Ai rămas blocat? Nu ar fi problema că rămas blocat. Da, există riscul să mă dau peste cap. Aha, deși mai rău. Nu știu dacă e vreun camion sau ceva pe acolo, prin zona, să te ajuți. Ai vreo mașină? Până la urmă, nu, până la urmă ies, dar trebuie să fac aroganță, că nu-mi place. Nu-ți place să fii arogantă? Da. Uitați, băieți, de butonașul. Deci am picat între plăcile de asfalt. Da, da, știu, și eu zona acolo. Că parcă cu tine vorbeam pe live, când ai zis că se poate trece, da. Dar... Și eu am zis că se mai degrabă... Se poate trece, da, dintr-o parte. Din cealaltă nu. Ia. Eu așa m-am dus de fiecare dată. Eu așa m-am dus. Și cum mă duc eu când te duci tu acum, am zis că nu prea se poate trece. Că poate trece așa, dar cu chiu, cu vai. Nu știu, și am zis că mai degrabă iau de turul de fiecare dată acolo. Chiar și pe un episod cred că am ajuns pe acolo și am făcut... Da, nu. Deci cum l-ai dat tu, puteai să treci. Eu am venit sensiv, unde nu se poate. Nu cred, eu cred că tot așa am venit atunci. Nu, nu. Știi tu sigur? Da, când eram pe live. Se poate atunci. Băi, să nu uitați de butonașul de like acolo, să strângem și noi peste 20 de like-uri la acest episod cu revenirea lui Florin, să spuneți în urca de comentarii cu cine vă place mai mult să filmăm episoade de Snow, Florin, Porcușor, Ionuț. Poate o să mai apară și Ionuț XD, am văzut că mi-a trimis Ionuț XD acolo un mesaj, dar n-am mai apucat să-i răspund, s-a dat, nu știu dacă mai este oferta între timp, adică că postez acest episod, clar nu cred că o să mai fie cu Witchit pe Epic, parcă gratis. Nu prea e genul meu de joc, dar care l-ați prins a fost pont, că costa în jur de 70-80 de lei și îl dădeau băieții gratis. Știu că se juca înainte pe, și chiar și pe YouTube-ul românesc jucă alții. Ai reușit să ieși? Nu. S-a blocat camionul, rău, da, uite înapoi la garaj. Am eu încarc cu ultimele două consumabile, no, și să-mi fac trasă. La garaj, că n-au. Nu e pontă? Nu, pentru că nu reușesc. A fost fipt între plăcile de asfalt, că nu mai ies. Aha. Să văd și eu cum ajung și acum. Și știam să nu de el. Da. Din partea cealaltă treceam de aici încolo niciodată. Dar mai înfipt odată. Se mai întâmplă. Avem camioane lăsate pe aici, băieți. Uite, și acesta este pregătit pentru o altă misiune. Am intrat eu off-camera pentru că... De fapt, stai că acest episod, probabil, băieți, o să fie legat cu ultima misiune secundară de pe cealaltă hartă. Deci, practic, eu am făcut două intro-uri, eu acum dau seama. Nu știu, poate o să tai eu acolo la editare sau ceva de genul. Pentru că... Zic, omisesem eu o misiune secundară acolo și am văzut un rubrica de comentarii la băieți. Mi-a dat o misiune secundară acolo aproape de final. Deci a apărut misiunea după ce am terminat o altă misiune, știi? Chestia care nu prea îmi place mie. La asta mai e surpriză. Nu îmi place mie treaba asta, mai ales ok, dă-mi în interiorul hărții, adică pe la mijloc, să zic așa, dar nu aproape de final, mai apare o misiune secundară și mai ales că au avut iconurile alea, iconițele pe hartă diferite, știi? Știi că încă de la început am avut problema aia că nu știam că secundare. Și n-am mai băgat de seamă și un abonat acolo am văzut că mi-a lăsat în rubrica de comentarii. Că vezi că n-ai făcut misiunea, cum se chema aia, ceva pe acolo și am fost eu între timp off camera și o făcusem și am filmat doar finalul, știi, acolo la, când am descărcat ultimele materiale. Deci acest episod, băieți, probabil o să fie, nu probabil, cu siguranță o să fie legat cu acel minuțel sau două minute cât am filmat și acolo. Acum mi-am amintit că am făcut filmarea cu vreo două zile în urmă și
Am uitat. Mi-aduce aminte să trec și tot. Să nu mai fac ce-am făcut adina. Păi, dar eu de unde să știu când ajungi tu acolo? Păi când ajungi tu aici. Deci eu mă duc tot încolo, practic, tot spre deturul ăla. În caz că rămâi blocat, o să fiu și eu pe lângă tine de data asta. Păi să ieși din mod. Hai să văd și eu cum mă bag pe aici, că e prima dată când fac dreapta. Să vedem la ce să ne așteptăm, băieți. Hai să facem înapoi ora 13, să fie zi frumos. Aș ține așa și puțin noapte, doar că nu se vede deloc pe episod, adică de-abia văd eu, dar apoi voi pe episod. Asta a fost o misiune așa mai chileanis. Nu cred că mai apucăm să filmăm. Da, să filmăm, să mai facem și o altă misiune. Mai că am ajuns la prima cabină. Și acum plecăm la a doua. Se pare că aici am găsit un palet de celuloză sau ceva. Probabil e o misiune secundară. Cred, nu sunt sigur. Are palet de celuloză, așa, alb. Probabil Florin o să vină pe aici să le colecteze. Asta pe episoadele viitoare vom vedea când. Văd că e drum pe aici, pe hartă nu arată niciun fel de drum, dar la fața locului văd că e drum. Mai avem un singur palet de consumabile să livrăm. Ne apropiem și de 3000 de abonați, băieți, suntem peste 2900, cred că erau 2910 abonați, ceva de genul acesta, 2913. Deci suntem foarte aproape să facem 3000. Eu zic că reușim înainte de Crăciun. Targetul e până de Crăciun. Dar eu zic că luna aceasta putem ajunge la 3000 de abonați. Ce zici, mă, Florine? Poate am trebuit. 2913, ca cum mi-am amintit. Am mai venit, băieți, pe live-uri. Au mai fost niște live-uri recomandate. Uite, spre exemplu, live-ul de Snow, ultimul. Nu știu dacă ai fost pe ultimul. Au venit aproape 400 de oameni pe live-ul respectiv, cred că e record pentru Snow, pentru un live pe Snow. N-am mai avut aproape 400 de oameni și au venit și mulți băieți atunci. Băieți, fete, poate sunt și fete, îmi cer scuze dacă sunteți și fete care ați venit și... Dar în principal, știu că băieții au treabă, cel puțin cu Snow-ul. Nu prea știi, știu, cunoști vreo fată care joacă Snow? Cine? Cine? Fata mea, Snow. Joacă? Duca. Nu mai joc. Da, sunt foarte puține oricum fetele care joacă Snow. Ești foarte puțin care duc cap coadă joc. Și băieți, normal, și băieți bărbați care duc cap coadă, cum zice și Florin. E un joc mai altfel, nu este un joc normal ăsta. Și pierzi răbdare poate la un moment dat, cine știe. Dar să ne urcăm puțin. Pentru că suntem misiuni de astea repetitive și... Da, da. De exemplu, adică dar ăla zi cultivatorul cadă plugul care da poate ce vrei ca să faci. Dar am găsit acum, uitându-mă tot așa pe YouTube la alții, cum să car tractorul, să nu mai mă chinui cu el, cu asta. Remorcile alea nu reușesc să le pun pe platformă să le cară. A, cu le... da, cu treaba aia, da. Alea-s nesperite, rău. Vedeți, cam acesta a fost și episodul, oprește și eu motorul, am tras una de mână aici, azi de cât timp filmăm. 16 minute, spre surprindere mea, nu mă așteptam să terminăm atât de greu. Eu mă așteptam să terminăm în vreo 10 minute, dar am avut ceva de mers. Între timp și Florin ajunge la remorcuță, probabil o să vedeți această misiune pe episodul viitor, pentru că o să mai filmez unul în continuare acestuia, doar că o să apară probabil mâine, poi mâine. Deci... Traseul a fost traseul lung și l-am mai și blocat acolo. Da, asta este. Ne vedem data viitoare, băieți, cu noi misiuni principale și secundare. Pa, pa!